Oameni buni, este ziua cea mare. După cum vedeți pe fundal, suntem în Minecraft. Și mai exact în Minecraft modat. O să vă explic imediat ce mod ne jucăm. De fapt, care sunt modurile pe care le avem, pentru că este un mod făcut custom de mine, pentru voi. Foarte frumos, ca de obicei. Așa că, oameni buni, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe dacă doriți să țineți în viață această serie. Asta e singura modalitate cum poți ajuți tu această serie. Lăsând comentariu cu propuneri și să apeși neapărat pe butonul de like și pe butonul de subscribe dacă doriți să vezi cât mai multe episoade de genul ăsta de Minecraft modat și Fortnite și toate chestiile astea. Oameni buni, trebuie să trecem în episod, trebuie să ne facem o hartă, o să facem imediat toată introducerea și modurilor. Pentru că mie, de fapt acum ceva timp, acum câteva săptămâni a apărut un mod pack care mie mi-a stârnit tot cheful de joc de Minecraft modat. Mamă, deci nu aveți ideea, așa că nu mai pălăvrăgim, du-te, rupe butonul de like și butonul de subscribe în momentul ăsta și hai să intrăm în episod pentru că e nebunie totală. Trebuie să ne creăm o hartă și ideea cu opțiunile. O să lăsăm opțiunile pe default. Nu vrem nimic, nu vrem chesturi de început, nu vrem absolut nimic. Vrem doar un nume și nu știm ce nume să punem, îi dăm nume și hai să vedem ce hartă ne generează. Ideea este următoarea, că acest mod se bazează Nice, bă, văd că n-am uitat care sunt controlele, n-am uitat care sunt opțiunile. Ideea este următoarea, că acest mod pe mai exact, este un mod făcut custom. Și o să dau puțin sonorul mai încet pentru că, sincer, se aude prea tare să... Adică așa cred, dacă nu, o să reglez eu pe parcurs. Ideea este următoarea, acest mod se bazează foarte, foarte mult pe construcția de sate. Adică villager și toate chestiile, uite aici, pe Modorel. Modorel, te-am găsit, frate, din primul episod. Trebuie să facem rost de rost ca să luăm pe Modorel. Nu e posibil așa ceva? Un like pentru Modorel. Băi, vreau să mergeți în comentarii să-mi spuneți ce își mai aduce aminte de Modorel, pentru că sunt multe persoane care sigur nu vă mai aduce aminte. Deci, ideea este următoarea. Acest mod pe care eu l-am făcut este bazat pe un pachet de moduri numit Tectopia. Și pentru cei care nu știu Minecraft-ul modat, adică pentru cei care sunt pentru prima oară la mine pe canal și nu știu ce este Minecraft-ul modat, o să vă explic pe scurt în timp ce eu o să iau aici niște copăcei. Minecraft-ul modat este ca și Minecraft-ul normal, numai că tu ai niște adăugări în el. Este, părerea mea e că este mult mai frumos decât Minecraft-ul normal și ai mult mai multe lucruri de făcut. Adică, în Minecraft-ul vanilla te duci, boom, spargi copaci, exact cum facem acum, numai că... în Minecraft-ul vanilla te duci, îți faci o casă, te duci nether, cauți nether warturi, cauți dungeon-uri și toate chestiile alea și după aia te duci și bați dragonul. După ce ai bătut dragonul, nu prea mai ai multe chestii de făcut decât să-ți cauți elitra și... Cam aia e toată șmecherea. Ideea este următoarea, că în Minecraft-ul modat ai de 100 de ori mai multe lucruri interesante de făcut. Poți să-ți faci jetpack-uri, poți să-ți faci din astea reactoare, poți să-ți faci toate chestiile, dar sunt destul de complicate și ne plac chestiile complicate. Dar modpack-ul acesta nu este atât de complicat și puteți să-l jucați și voi. Ideea este că se numește Tectopia și se bazează foarte, foarte, foarte mult pe sate. Da, noi trebuie să găsim neapărat un village. Ideea este că putem să ne construim propriul nostru sat. Pentru cei care știu, este un fel de simple life. Un de simple life puțin mai evoluat. Pentru că villagerii și sătenii sunt mult, mult, mult mai deștepți. Da, sună puțin ciudat, dar exact, sunt mult mai deștepți. Pentru că au niște chestii de astea super, super noi și... Uite, dacă ne uităm aici la Tectopia, deci s-a auzit un vultur? What? Da, deci dacă ne uităm aici la Tectopia, ideea este că noi trebuie să ne facem un town hall, adică o primărie. Și această primărie se face cu unelte de iron și un diamond. Iar noi, de exemplu, dacă ne facem orice construcție și punem acest town hall deasupra ușii, ea se va transforma automat în primăria orașului. Stai ca să ne facem așa repede un... Bun, frumos, o din asta, un crafting table. Acea primărie pur și simplu se va transforma automat în
sunt primăria din Tectopia. Și ce se întâmplă? Înăuntru se vor spawna doi villageri și bum 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 bum. Așa, se vor spawna doi villageri și niște chesturi. Dar să nu mai vorbim despre ceea ce urmează să facem, adică despre ceea ce ne va da modul ăsta, ci hai să ne preocupăm puțin de ceea ce se întâmplă în momentul ăsta. Bun, avem avem toate chestiile. Mi-am băgat moduri pentru inventory tweaks, ca de exemplu, știți de a chestia, dacă fac așa, bum, și apă scroll, o să apară așa pe mijloc. De fapt, o să se aranjeze totul. O să vreau să merg să-mi iau niște piatră, uite, exact de acolo, așa foarte rapid, să fac repede niște unelte din stone și exact, o să trebuie să ne facem și un pat. Deci, o să am nevoie, cred că, de vreo 7-8 pietre ca să ne facem tot tacâmul de unelte. Dar, bun, îi dăm așa rapid, bum, bum. O să am nevoie de o sabie. Opa. Așa. Și ideea este că avem un mod super nou pe care nu l-ați mai văzut niciodată. Este un mod puțin mai vanilla, să-i spunem. O să am nevoie și de o lopată. Și nu mai am nevoie de nimic altceva. În Tectopia Guide, pur și simplu, dacă dăm Getting Started, ne va trimite pe un site, pentru că ăla este tutorialul modului. Ideea este următoarea. Avem un mod acum numit cum se numește? X? Ăsta, așa, Hole 3X. Da, este un singur X și ăsta pur și simplu este ca un fel de ore excavation, un fel de vein miner. Sigur știți chestia aia, pentru că v-am înnebunit în toate seriile de Minecraft modat cu vein miner. Și cred că mi-ar trebui totuși un topor, să fiu sincer. O, și mi-am lăsat crafting table-ul acolo. Da, acum o să mă pun frumos așa ca să mai strâng niște resurse. Să avem niște resurse, una, două, ne plimbăm puțin, poate avem noroc și de un village ceva și ne întoarcem imediat, așa că let's go. Bun, am găsit o zonă destul de bunicică pentru început, adică nu vreau să stau extrem de mult, vreau doar să fac rost de niște mâncare, de niște de niște lână pentru un pat. Văd că mi-arată damage-ul, ceea ce e destul de șmecher, uite, swish, swish. Trebuie să facem rost și de mâncare, pentru că nu avem deloc și o să ne fie foame imediat. Uitați-vă cât hunger mai am. Bun, îi dăm așa. Perfect, mai avem și văcuța asta în partea asta. După cum vedeți acolo pe minimap, am făcut ca să văd capetele monștrilor și capetele animalilor. Ținând cont că nu o să rămân în zona asta, nu cred că mă deranjează ca să scap de toate vagile de aici din zonă. Bum, deci am 6. Și cred că o să-i dau drumul la o mină direct. O să facem aici repede o mină, că mai am nevoie de ceva de ceva piatră ca să facem niște furnale, pentru că trebuie să ne prăjim mâncarea. Am brightness-ul pe full? Nu l-am pe full. Bun, acum o să văd mult mai bine. De fapt, voi o să vedeți mult mai bine, că eu vedeam destul de ok-ish. Bun, am așa niște piatră, bâș-bâș, rapid. Și păi, dar cum se aude când sparge așa, auziți? Sunetul așa foarte, foarte subțire. Am 15 bucăți, mai au încă 3, să am 18. Bun, super. Hai să facem niște furnale. Bum. Bă, e bine că n-am uitat. Adică, să fim sincer, nu cred că ai cum să uiți vreodată să joci Minecraft și... Adică, bă, ai cum să uiți să joci Minecraft. Chiar ai cum. Ideea e că nu o să mai știu să fac toate sistemele și toate chestiile alea, dar ținând cont că ăsta este un mod puțin mai mai light și mai mai ușurel așa, nu o să necesite foarte, foarte, foarte multe chestii. Modul este 1.12.2, dacă nu mă înșel. Și ceea ce vreau să fac e, după asta vreau să mă pun să caut un village, să fiu sincer. Și aș lua-o în partea asta așa, în nord-vest, uite, exact așa aș lua-o. Hai să vedem dacă nu cumva am avut noi deja vreun sat pe aici descoperit. Și așteptăm acum foarte frumos să se prăjească toate bucățile de carne. O să mai facem încă un furnace ca să facem cărbuni, să ne facem niște torțe. Așa că revenim într-o secundă, când pur și simplu e gata toată carnea și furnace-ul și de fapt și charcoal-ul și toate astea. Deci imediat. Nu-i prea bine, sincer, s-a pus ploaia și hai să vedem dacă putem să dormim rapid.
ca să se ducă toată ploaia și noaptea, pentru că nu vrem să ne prindă noaptea și ținem cont că s-a pus și ploaia, bum, avem și astea gata, și mâncarea și tot, și putem să pornim, cred că putem spune, către prima noastră expediție, să zicem așa, expediție, bine. Și hai să facem așa, bum, punem astea, foarte frumos. Luăm și saplingurile și vreau să... Oh, am zis că vreau să iau unul către nord-vest. Deci asta este zona și locul în care noi vom explora. Să vedem dacă găsim ceva... Ceva mai interesant. Sincer, m-ar interesa un sat. Un sat. Dacă găsim un sat, putem să luăm resursele, să luăm materialele din sat ca să ne construim noi propriul nostru sat. Sună logic și bine, nu? Adică vă place ideea mea. Știu și mie îmi place. Și pe drum așa o să mai scoatem sabia, bum, și mai luăm niște porcalăi cu noi ca să avem de mâncare. Bum. Și, hopa, am luat carnea. Bun, perfect. Și hai să vedem dacă găsim ceva în direcția asta. Bun, am găsit niște sugar cane și un dovlecel. O să luăm. Până acum, să fiu sincer, am luat foarte... N-am luat dovleacul. Am găsit foarte multe oi. Am făcut rost de mai multă lână, de niște carne în plus. Și îmi place, auziți pe fundal? Auziți pe fundal cum se aud chestiile astea, broaștele cu greierii, cu muștele sau ce erau chestiile alea pe acolo? Dar îmi place foarte mult chestia asta cu sunetul. Este tot un mod adăugat de mine. O să aveți oricum lista de moduri în descriere, cum puteți să le și downloadați și să vă faceți propriul vostru mod. Deci... Continuăm expediția noastră, pentru că până acum n-am găsit efectiv nimic. Uai, deci fiți atenți, am ajuns într-o zonă muntoasă și uitați-vă cum se vede că scot abur așa din gură. Deci cât de tare e chestia asta, îmi place super mult chestia asta adăugată. Am ajuns pe munte, dar după cum am spus și se pare că am dat de ceva căul aici. Nu am vein miner, nu am moduri din astea care să mă ajute să fie mult mai ușor, adică să sparg totul mult mai rapid. Dar o să ne axăm așa pe ce avem. Căulul în momentul ăsta e o resursă destul de importantă. Deci, hopa, nu prea vreau să mă duc așa în explorare de mină. Vreau să găsesc o zonă foarte bună pentru sat. Și în primul rând m-ar interesa să găsesc un sat gata făcut. Da, cam asta am nevoie. What? Deci efectiv am înaintat, m-am dat puțin în spate. Pentru că urmează să se întâmple o chestie ce, nu știu, uitați-vă cum mi se face mâna și ce-i câmpul ăsta, frate? Ce-i chestia asta? De ce se vede chestia asta așa? N-am nici cea idee. Are cineva idee de ce se vede chestia asta așa? Deci e ca și cum, nu știu, zona asta ar fi protejată de un câmp ceva. Ia uite încă o dată. Mă, ăla-i sat acolo sau ce e? Ia uite cum am dat de sat, băieți! Deci cred că așa se determină un sat, cred că asta e protecția unui sat. Sau nu înțeleg care e șmecherea cu chestia asta, dar uitați-vă cum mi s-a făcut efectiv mâna. Bun, acum că am găsit un sat, din greșeală, ne din greșeală, luăm așa niște pumpkin. Mamă, cât e de dita mai satul, uitați-vă și voi, să vedeți cât e, cred că e dita mai satul. Haide, capul meu, da. Deci o să vedeți imediat într-o secundă despre ce v-am spus la începutul clipului, despre chestiile cu villagerii care sunt mult, mult, mult mai deștepți. O să vedeți ce animația, o să vedeți că fiecare villager o să aibă treaba lui în sat, o să fie efectiv pregătiți-vă, doar uitați-vă. Bun, ia să vedem, ăla cred că e farmer. Asta cred că e farmeriță. Ia stai puțin. Bun, oricum e un sat destul de mare. Și ia uite, vedem că sunt niște item frame-uri cu niște paturi așa pe ele. Asta înseamnă că e casă de 2, dacă nu mă înșel. Sau e o casă de... Nu știu, doarme ăsta aici, da. Văd că e, nu știu ce e. E warrior, cred. Nu știu exact, e războinic. Eu știu ce face, dar asta cred că apără satul. Da, aici e casă de 6 persoane, dacă nu mă înșel, da, exact, casă de 6 persoane. Aici o să doarmă 6 villageri, dar nu înțeleg, aici trebuie să fie 2 paturi și nu înțeleg de ce. Și unde e celălalt pat? Și ia să vedem, găsim primăria undeva. Cred că fiecare sat ar trebui să aibă câte o primărie și cred că asta e. Da, exact, ăsta e town hall-ul. Și în fiecare... primărie, adică așa se începe tot jocul, în fiecare primărie ai două, stai să-mi pun șopatul, să dorm puțin,
ai două persoane foarte importante. Arhitectul, cel care îți construiește casele, și tradesmanul cu care tu trade-ui. Bun, am dormit super rapid. Deci în modul ăsta, în Tectopia, există două persoane foarte importante. Bine, la început, tradesmanul și arhitectul. Și e foarte simplu. Tu cu tradesmanul te duci și dai emeralde pentru a face rost de alte abilități pentru villager. Adică ăsta poate să-mi dea farmer, poate să-mi dea guardian, poate să-mi dea bard, poate să dea blacksmith, poate să-mi dea druid, poate să-mi dea chef, poate să dea enchanter. Dă foarte, 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 foarte multe chestii șmechere. Ideea este că... ăștia sunt toți din sat și noi aici în arhitect, ia uite, îi dăm emeralde pentru construcție, efectiv pentru ia uite, pentru tavernă, pentru, deci, un birt ceva, pentru școală, pentru un țarc din ăla de oi. Da, și cam asta fac, bine, asta e o descriere extrem, extrem de pe larg la tot ceea ce poate să facă... modul ăsta, dar ăsta este un mod extrem de complex care pur și simplu o să vă lase cu gura căscată și este extrem, extrem de complex și trebuie să lucrăm extrem de mult. Eu vreau să văd ce se află în aici în fierărie. Bum. Oh, bun, perfect. Așa, și am un pickax de iron acum. Dar nu cred că vreau să-l folosesc pe ăsta, pentru că vreau să-l folosesc pentru town hall, pentru că vreau să-mi creez eu propriul meu town hall și ăsta nu, chiar nu știu ce. Storage. Aici își țin ăștia toate resursele? Cred că da. Am nevoie de name tag-ul ăsta. Veronico! Ia uite, a venit Veronica să lase lemnul. Veronico, dă-mi oakwood-ul ăsta. Uite, se vede că e diferență de oakwood-ul pe care l-aduc ăștia. Și în primărie ar trebui, dacă nu mă înșel, să existe un chest. Bă, că nu există chest. Ba, bun. Ideea este că trebuie să strângem destul de multe resurse pentru a crea propriul nostru sat. Deci o să stăm destul de puțin prin câteva zile. O să spunem la episoade, o să le spunem zile. O să stăm câteva zile prin satul ăsta ca să ne strângem resurse și poate ușor, ușor așa înțelegem care e treaba cu fiecare farmer, cu fiecare... Ia uite, ăsta. E farmer level 4 dacă nu mă înșel. Au nevoie și de mâncare, au nevoie să fie fericiți, au nevoie de genul ăștia deștepți, bă, sunt și mie chiar eu. Oameni buni, cam ăsta este episodul pentru astăzi de Minecraft modat. Mamă, câte chestii putem să-i dăm. Mamă, ăsta e destul de bun, să fiu sincer, pentru emeralde. Chiar aș face niște ferme pentru ăsta. Da, oameni buni, cam ăsta a fost episodul de astăzi din Minecraft modat. Eu sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe dacă mai doriți astfel de episoade. Eu am fost Sami și ne vedem data viitoare. Pa, pa!